Sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici este un bun prilej de a ne aminti de toți cei care s-au jertfit și au murit pentru dreapta credință. Un astfel de moment a fost organizat la celula muzeu a condamnaților la moarte din incinta penitenciarului Timișoara. Acolo, mitropolitul Banatului a oficiat o slujbă de pomenire pentru cei care s-au opus regimului comunist. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor, Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să cerem Domnului să ne rugăm. A rânduit Dumnezeu ca astăzi să fiu într-o sevastie românească. Aici, în celula aceasta, este o parte din sevastia Armeniei și iată că avem și noi sevastiile noastre. În atâtea închisori unde au murit, au fost condamnați la moarte atâția frați de-ai noștri nevinovați. Au murit pentru că au crezut în preasfânta treime Dumnezeu. Celelalte sunt ale lumii. Dar parastasul aici, în această celulă, poate că este unul din cele mai binecuvântate altare la care l-am slujit vreodată. Aici am slujit nu între flori de busuioc, ci am slujit între lacrimi și suspine. Am văzut un pic cum este în iad. Momentul a fost organizat de scriitoarea Ileana Silveanu, fost deținut politic. Au fost prezenți foști deținuți, rude ale acestora, reprezentanți ai mai multor organizații, dar și slujitori de la centrul eparhial. Și ca să-ți pui tot sărutul fierbinte pe praguri, pe uși, pe icoane și zarzăriei peste tine să-i scutui, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Ridică-te, Gheorghe, pe lanțuri, pe funii, ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane și sus, în lumina dintâi a furtunii, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Dumnezeu să-i odihnească. Știți, în calendar este sărbătoarea celor 40 de mucenici, a celor 40 de mucenici de la Sevastia. Ei au pătimit, ei au devenit martiri. Aici este celula condamnaților la moarte. Erau cei care erau izolați de restul deținuților politici pentru că știau că la un moment dat vor fi duși în fața plutonului de execuție și primiși pe ultimul drum cu sau fără voie. Nu erau vinovați de nimic. Au iubit țara și au iubit pământul, au iubit religia, dreptatea și demnitatea. Și asta i-a condamnat la moarte. Sunt mulți, nu doar cei 57 prezenți pe aceste panouri, au fost mai mulți, dar plecarea la București de Arhivei Tribunalului Militar mi-a tăiat aripile și am rămas doar cu 11 volume ale cărții mele, intitulate sugestiv Cărările Speranței. Am sperat și pe undeva zadarnic. În calitate de fost deținut politic, de fică de fost deținut politic, de nepoată de foști deținuți politici de deportați în Brăgan, cred că vă dați seama, am adunat nu doar durere, suferință și umilință suficientă să o mai transmit și altora. Stau și mă gândesc că toți rugătorii s-au reunit în momentul ăsta, mă gândesc la bunicul, mă gândesc la apropiatul bunicului meu, părintele Iustin Pârvu, de la care a trecut la cele veșnice acum 2 ani, părintele Arsenie Papacioc, toți voievozii ortodoxiei românești s-au rugat și iată-ne aici, azi reuniți de sfinții mucenici, făcând parastas martirilor temniților comuniste. Celula muzeu, un omagiu adus tuturor luptătorilor prinși în rezistența anticomunistă din Banat, poate fi vizitată de 4 ori pe an. Pe 9 martie, pe 29 iunie de ziua penitenciarului, pe 16 iulie și pe 14 septembrie.
Celula a devenit memorial în urmă cu 16 ani, la inițiativa scriitoarei Ileana Silveanu, cu sprijinul conducerii penitenciarului din Timișoara și al Arhiepiscopiei Timișoarei. Înalt preasfințitul părinte Mitropolit Ioan a vizitat și Biserica Învierea Domnului din incinta instituției.